De ce am? Dacă pui doar secolul 20 e foarte restrictiv. Că păi nu mă uite, de exemplu... Nu s-a întâmplat mai nimic în secolul 20. E foarte ofensiv asta cu arată. Arată. Într-adevăr, n-am văzut-o niciodată. Atâtea sezoane de Scooby-Doo, n-am văzut-o niciodată cu o ea. Bă, da, aici era semnul. Aici eram. Bun, dăm rec? Suntem în rec. A, suntem în rec. Am zis că vin la podcastul ăsta, că data trecută am venit și am vorbit numai despre instrumente reproducătoare bărbătești și acum... nu o să mai fac asta. Eu mi-am luat hanoracul de sâmbătă de la Hoodigans. Este același anorac pe care l-am avut acum o săptămână și în multe alte săptămâni, pentru că este preferatul meu. Așa trebuie să înceapă. Așa. Dar tu ai dat și celorlalți, nu? De aici. Care n-au venit cu ei. Adică sunt curios, da, de ce se întâmplă. De ce preferi Tișa Ciobanu sau ce scrie acolo? Da, ție ți-am dat? Diga, bă. Ție ți-am dat? Da. Nu mai știu, a fost detailista. Nu mai știu. Dar, cool. Da, chiar. E o perioadă aia mai mult urmăream să fie trimise decât să văd cine ce face pe Insta. Am avut pe altcineva care capta feed-urile. Și am pus și poză, bă, frumoasă și chiar pe asta spun, nu, să nu. Mulțumesc. Dar cum te simți că acum ești în același cer cu Calvin Klein, cu Philip Lane, cu da, cu creator de Mie de din modă, ce în ce mai greu, mi-e din ce în ce mai greu să fac podcastul ăsta cu oameni dărând așa, în fine. Bă, dar zi cu Uzi. Asta mă ține aici. Ai zis tu un vers de la Uzi. Un vers de la Uzi. Păi mă pui să-l reproduc, tocmai ce am zis, care zice poți să-mi suși pula dacă vrei să mor eu. Da. Ok. Și sper că de la asta bine. am plecat cu când că pare un vers scris direct la microfon. Deci că s-a dus la microfon și a zis: "Dă-mă freestyle." Și eu s-o bag așa, care vine de la firea lui de procrastinator. Cred că a tot amânat, scrie tot voia să scrie și a fost: "N-am cum o să merg cu așa ceva." Tăia, după aia mai stătea, nu că mâine o să mă apuc. Și a ajuns. S-a uitat când era filmarea de studio. Nu știu. S-a trezit în dimineața aia. Pare că mai mult e un perfecționist care nu și-a atins vârful, știi? A fost doar... Nu pot să mă prezint cu asta, nu pot. A fost... Ia că să suși pula dacă vrei să mor eu. Cum interpretezi acest vers? Pentru că dacă este o moarte pe care artistul și-o dorește să vină, dar să vină dacă celălalt îi dorește moartea, deci dacă vrei să mor eu. Și atunci cel mai frumos mod de a muri este printr-un sex oral, doar că este o moarte întârziată, nu este o moarte furioasă, nu este conduci tu dacă vrei să mor eu, că aia e o... E grav, ăla e de la știri și e tragedie. Da, e o tragedie. Dacă mor de la un sex oral, e tragedie? Dacă mor de la un sex oral, cum poți să mor de la un sex oral? Că are ceva bacterie. Și după aia 30 de ani mai târziu faci infart. Da, sau îți face un rechin, știi? Un sex oral. Sau îți gârie pielea, tegumentul cu dinții și are o bacterie în gură care se propagă și mori. Da, are de la de găsești în zice pui. Unui dragon de Komodo îi zice asta. Când îți suge pula. Da, un dragon de Komodo are niște bacterii atât de puternice că dacă ți intră în sânge, te omoară, că te mănâncă de pe interior. Deci dacă vrei atunci, să împlinești versul Uzi, trebuie cu un dragon de Komodo și îl pui să-i sugă pula lui Uzi și gata. Deci. Dar uite că înainte era, uite așa aș vrea să mor, știi, dinică și ăștia, așa aș vrea să mor cu cobzarul lângă mine și cu încă ceva, cu paharul. Deci era pe băutură și pe muzică. Uite așa, așa să mor. Cu paharul lângă mine, cu copzar. Deci nu era pe sex oral, era... Vezi? Da. Da, dar acum nu puteau nici ei să cânte. Uite așa, așa să mor. Cu o târfă lângă mine. Care mă sânge de mine. Ceva. Ceea ce n-a, nu, adică cred că Gică Petrescu cred că a dat la... Gică Petrescu a dat la ce? La facultate. Nu știu, adică... Voi când credeți că... A apărut sex oral? Când a fost așa, mainstream, nu cred că a fost niciodată mai mainstream ca așa acum.
Păi înainte era rușine, mă. Înainte era rușine în orașe mici, dacă se știa că sugi pula, că nu știu cum să zic altfel, erai, toată lumea era, Doamne, este proscrisă, trebuie să o ardem pe rug. Sex oral se cheamă. Mai sex oral, scuze, okay. Da. E, cred că e cum e cu OnlyFans-ul. Cred că era mai mult... Era mai nu, mult că dacă se știa că faci sex oral, era ok. Nu era ok dacă se știa că sugi pula, atunci era rușine. cred că în... De ce cred că era... rușine în orașele mici, că toată lumea se știa cu toată lumea, da. Și nu era o problemă cât sugeai pula acasă sau cât, mă rog, cât o mai sugeai până alte părți. Problema era că după aia aduceai buzele alea pângărite la biserică, de te vedea toată congregația că pupi icoane cu buzele alea. Da. Și atunci era, nu pot să cred ce face, știi, asta era. S-auzea în biserică așa un oftat. Și te afectează treaba asta. Te afectează. Știu că short story, era cineva care făcea treaba asta la noi și s-a dus un băiat pe care îl știam la ea. Să... De la Ciurani? Da. Stai mă, făcea sex oral. Ce? Făcea sex oral. Adică făcea sex oral. Sau că așa? De, dacă aveai țigări. A, și nu aveam. Măcar nu. Ah, ok. Bunuri, okay. Dar eu cred că era, eu asta, era mai mult de fan, de sincer, integrare. Sincer, eu cred că asta, sub tupulii pe țigări, e mai mult un pretext. Că hai să fim serioși. Da. Că ce? Cred că mai mult îi plăcea să o facă, nu că avea nevoie de țigări. Bă, și mie mai vine să fumez când sunt în casă, n-am țigări, mi-e lene să cobor până la Mega, da, apoi să s-o gopulă pentru țigara aia. Că să nu pară degeaba așa, să nu pară. Să nu pară. Și s-a dus. Ți-e place să suși pula? Nu, mi-e place să fumez, dar n-am ce face. Dacă așa faci rost. Și s-a dus un tovarăș de-al meu și de Crăciun. În ziua de Crăciun, așa, cu colindul, la tipa asta. Și aia a zis, nu, acum vină după 12 că m-am împărtășit. Păi, pentru că n-ai voie să te pupi. Da. Cine da. Dar exact, după 12, asta mi s-a părut genial. După 12, n-ai să vină mâine. Trebuie să găsești niște loophole-uri în Biblie, cum a picat soarele. Dar stai mă un pic, că... Cum după 12? Ea a zis gen după 12 noaptea. După 12 ziua. Ea a zis după 12, vină după 12 cum am împărtășit. După 12 ziua sau după ziua de 12? Era cu soarele era. Când apune soarele, puteai să scuipi și să te pupi. După ce împărtășai. Eu credem că vin în Moldova și la noi era cu religia foarte important. Pe mine, bunica mea, când era la facultate, mă ducea să mă împărtășească pe blat. Eu mă împărtășeam când nu se împărtășea. Știi, bunica mea se ducea la preot și explica că eu sunt student și că eu n-am cum să vin decât în ziua aia de Paști. Ca să zici toate greșelile, ca să n-audă congregația ce nu. Fel de măgari ești. Nu, eu îi ziceam că nu pot mama să vin mai repede cu o zi, că am cursuri în Vinerea Mare, știi? Și ea zicea, lasă că rezolvăm. Și vorbea cu preotul și în după amiaza zilei de sâmbătă, când eram vierea, mă ducea pe mine singur și îmi dădea preotul împărtășanie. Pe pile, pe astea se făcea. Ce vorbești, Toma, tu ce ne poți împărtăși despre asta? Am fost odată în biserică. Nu te cred. Da. Unde? Și? Tu nu mergeai mai la Paște în general? Nu luai Paște când erai mic? Niciodată n-am fost. Jesus. N-are mă, că doar bunicul s-a urcat în aviație, mă, nu aveai voie. Da. Te turnau ăștia, mă. Dacă te știa că ești aviator și mergeai în biserică să-l ridica licența. Serios, așa era. Păi, dar nici profesorii nu mergeau, mă. Nici profesorii nu aveau voie să meargă, șeful poliției nu avea voie să meargă, nu avea voie să meargă. De ce? Șeful de stat major la pompieri, că n-aveai, că comunismul era împotriva bisericii. Nu? Și atunci tu n-aveai voie să mergi să iei parte la activități de-astea. Păi și de-aia n-ai mers? Nu, ai mei nu erau religioși deloc. Păi da, mă, dar lui nu a avut, că bunicul s-a fost pilot, asta spun. Da, mă, dar n-a fost, nici bunica mea nu era religios deloc. Adică n-a fost, s-ar fi dus, dar nu a putut din cauza meseriei. Nu era deloc. Deși îndepărtează. El a trăit în, unde a copilărit el, în zona unde, pe unde a stat el pe acolo, avea un preot ăsta clasic de... Adică îl știa din cârciumă, îl știa de la târfe, îl știa de la... Și s-a lămurit foarte de mic cum e, care-i treaba cu preoții și cu... Și era... Avea această aversiune. Și are în continuare. Preoți. Da, față de preoți, de religie, de tot. Că, de exemplu, uite, eu, care la mine bunica asta, de care vă zic, mega religioasă, și cumva, și eu am o aversiune, cred că e prea puternic zis, dar nu mă recunosc neapărat în biserică și în preoție, dar totodată, cumva, simt așa
nu știu, o influență bisericească în tot ceea ce a fost viața mea. Nu știu cum să zic, nu bisericească, divină, cumva. Adică chiar dacă nu merg la biserică, nu așa... Tu ne ții pe loc. Asta, da. Nu, da, încerc să zic că mi s-a insuflat chestia asta, da, știi? Înțeleg, involuntar. Știu. Da, eu am avut noroc cu chestia asta. E foarte greu să scapi de bucățile astea, cum e și foarte greu să scapi de... cum rahat să cheamă alea? Zi. Nu... Psoriazis. Da, da. Herpes. Da. Exact aia voiam să zic. Aia și superstiția aia, că le-am băgat psoriasisul și superstiția de aceeași, în aceeași eram categorie. Aproape, eram aproape ca și litere. Da. Superstiții. Da. Superstiții, da. Aveam toate superstițiile astea, dacă vergi sare la masă, te cerți, dacă să nu duci gunoiul noaptea. Mamă, deci numai d-astea, mă, mâncați aș gura ta. Dar n-aveam voie să fluier în casă. Toate rahaturile astea cu... vin de undeva, mă, vin, adică au avut o întâmplare la un moment dat și de atunci s-au jucat oamenii că nu mai fac asta. Aia cu îți arunci norocul dacă așa, sunt absolut convins că cineva... Dacă așa ce? Dacă, deci, îți arunci norocul dacă arunci gunoiul noaptea. Ah. Da. Și cred că absolut cred că pe vremuri n-aveau bec, cum se întâmpla că n-aveai bec pe vremuri, și unii își țineau banii lângă un gunoi, că era, intrau hoții, sigur nu căutau un gunoi. Așa apar superstițiile astea, mă. Păi și aia cu ulciorul, anu, aia e proverb. Sau aia cu trezitul de dimineață, dă-te. Proverb, dar tot de la întâmplare vine, știi, un ulcior care... Da, corect. S-au trezit de dimineață și n-a mai mers ulciorul. Uite, nu mai merge ulciorul. Nu, atunci cu aruncat oglinda. Cu unui măr. Adică că nu e ok să arunci. Asta nu știu ce e. Adică gen, luam măr și mă jucam cu el la modul până să-l mănânc. Cred că doar îl enerva pe taică tu că aruncai mărul ăla. Cred că te păgălea mai mult. Păi asta a fost. Zicea, da. Adică aia trecutul prin sub scară. Te dau spre adopție. Da. Trecutul pe sub scară era aceeași chestie. N-ai voie să treci pe sub scară pentru că scările pe vremuri, nu toate scările aveau sistem antiderapant. Și dacă urca cineva în momentul în care tu asta și cădea pe tine, îți rupea capul. Da. Deci ți-a rezolvat-o și pe asta. Ce mai era pe linia? Bă, pisica neagră. Pisica neagră. Hai. Să explicăm pisica neagră. Da, explică pisica neagră. Te arată ca un drac. Ieșit cu dreptul din casă, nu cu stângul. Care din nou e... Eu ies din casă uneori cu spatele, cu ambele picioare. Uneori nici nu ies cu picioarele. Mă, ok, dar de unde... De unde vine? Cum? De unde vine asta? Păi că oricum să pășești cu dreptul. Să pășești cu dreptul. Le luăm pe rând. Pentru că nu era TikTok pe vremuri și stăteau oamenii să uitau pe pereți și inventau căcaturi. De acolo vine. Efectiv, de acolo vine. N-are de unde în altă parte să vină. Nici o altă logică. N-are cum să aibă decât... Tu ce ai făcut azi? Dar, m-am gândit eu. Adică înțeleg că asta cu biserica, că e o zonă... cum să zic? E o zonă care presupune credință. Dar în manifestările oculte... Așa. Crezi că există fantome, crezi că există manifestări ale spiritului, ale spiritelor moarte în realitatea asta? Nu. Ok. Deci tu zici că după moarte e nimica. Da. Asta am înțeles. Da. Dar să știi, eu am avut acel moment de blackout în viața mea. Și îl aud de 5 ori pe săptămână. Așa. Și când care? Când pleci, când te decuplezi un pic, deci când te decuplezi, e nimic, nu te supără. Dar stai, ce ai pățit? Da, nu e. Adică nu e supărător absolut deloc, este mai surprinzător când te întorci. Ah, dar eu nu știu. Problema mea nu e că o să fiu supărat atunci, sunt supărat acum, că nu o să mai fiu. Da, nici n-ai ce să faci, că nu e ca și cum poți păi să, nu, poți să vezi fii că nu, în continuare. Nu stau treaz noaptea. Că nu... Da, eu știi, aș face dacă tu ai fi așa de panicat. Tu ești și un băiat foarte deștept și, cum se cheamă? Elegant. Finuț. Nu mă, voiam să zic... Superstiții. Voiam să zic ăsta care învață singur, autodidact. Așa. Așa. Și atunci, de ce dracu nu te pui să înveți niște neurochirurgie? Mă suni, facem un microcontroler, punem un borcan... Face niște pompe cu sânge de iepure, oxigenăm, alimentăm creierul, pentru că face sunt... niște interfețe și atunci ați petrece ultimii ani din viață, ne petrecem ultimii ani din viață făcând un creier care să meargă cu un roț. Au început acum să... Au început acum. Au...
A ieșit de curând un studiu cu ăsta cu îmbătrânirea, că au reușit să au avut niște breakthroughs în procesul de îmbătrânire. Da, 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 atunci a fost niște miliarde, Toma. Asta deci asta e. Problema e. Știu. Problema noastră e că noi n-avem miliardele alea, mă. Da. Deci lasă că oricut. Să descoperiți și voi, practic, un secret al nemuririi, dar mai de la țară. Cum vă descurcați și voi să-l faceți? Da, o să fie ăla ca lumea. Trebuie să spui niște cartofi la sub braț. Deci eu realmente cred că un creier, dacă reușim să mai facem creierul să mai trăiască 100 de ani, creierul nostru. Cum adică? Să fie în cap, să fie funcțional 100 de ani. A, 100? De acum, până okay. La, nu știu, încă 100 de ani, sau să zicem că nu de acum. Să zicem, se va descoperi, nu? Încă vreo 70 de ani. Sigur o să-ți cumperi, deci la cât e tehnologia avansată, poți să-ți cumperi de pe AliExpress borcane în care, după ce mori, îți iau creierul, ți-l bagă acolo, ți-l conectează la chestii și o să fii roboțel cu creier. Conștiința ta. Mm. Păi cum e în... Și după aia... Așa e în Black Mirror, când în episodul ăla San Junipero sau nu știu cum, că ți-a conștiința după moarte și ți-o bagă într-un simulator de joc și tu după aia îți trăiești ce vrei tu, cele mai frumoase momente ale vieții. Nu, eu zic creierul, să-l ia, ți-l bagă într-un borcanel și te plimbi cu roți. Ca în Futurama, zice el. Așa? Da. Și după aia când o să dezvolte robotica foarte bine, deci în 80 de ani, să zicem, că atunci o să fie super șmecher toate articulațiile și așa, ți-a creierul, ți-l bagă ăsta și ești un umanoid. Asta e, tati. Toma. Da, tu dai seama. S-a registrat. Miliarde. Asta faci. Miliarde. Trebuie să facem miliarde. Du-o mâine la OSIM. Dacă sunt oameni care urmăresc acest podcast și poate să ne spună cum să facem și noi miliarde ca să putem face asta... Să-ți alegi avatarul după aia, știi? Cum o să fie la noi, o să se descopere asta cu nemurirea, să trăiești cât se poate de mult, o să fie un tratament foarte scump la început până ajunge la nivelul maselor. Și la noi o să fie echivalentul ăla, așa o să fie cum vezi indienii care construiesc ei Lamborghini Diablo, de-l bate el din tablă. Adică tineri, dar cumva fața e dubioasă. Da. Dar asta seama că găsești o metodă, dar nu... Adică arată tânăr, dar împinge la căruț, știi? Tot... Noi avem șanse mari să trăim cam până în punctul când se va cam descoperi. Da, o să fie prea târziu, o să fim ultimii oameni de care chiar e nevoie să fim salvați. Asta e, mi se pare asta că să-mi țină creierul într-un borcan, eu nu sunt util acum omenirii, da, apoi după ce mor. Un borcan poate să țină niște foi, să nu zboare de la... Da, dar poți să stai la ușă acolo. creierul tău pruntă de ușă. Dar poate să fie alarmă, că dacă tu ești conectat la un sistem ales din casă, când vezi pe cineva, doar țip, știi, din borcan de acolo. Nu, tot o să fie, bă, dormeai prea frumos. Asta e o dată, dar tu vezi ce frumos ar fi să n-ai dreptul, să se dea o lege, să n-ai dreptul să reîncarnezi persoane care au fost odată și să poți reții creierul și să ai în cămară așa tot neamul. Păi de la oameni care ar colecționa 200 de borcane. Atunci o să înțeleg pe Georgiana de ce strânge borcane. Abia atunci o să ajungem la un consens. Dar pe cine ați reîncarna? Dacă să zicem că ar exista tehnologia și acum ați avea posibilitatea să reîncarnați. S-a duci din trecut acum. Da. Oricine din trecut? Bă, hai, nu chiar acum 400 de ani. Cineva care trăiește acum, cineva care încă nu, e în viață. Din secolul 20. Să zicem că ai putea readuce pe cineva. Ah, fac, voiam să zic Shelley, dar secolul 20. Păi nu mă da. Nu, da, acum, să-l aduci acum, nu să-l aduci pe viitor. Mm-hmm. Eu aș aduce pe cineva care a murit ieri. Așa. Atât. Dar pe cineva care chiar își dorea să moară. Da. Ei, surprise. Un sinucigaș. Da, chiar. N-am. De ce n-am? Dacă pui doar secolul 20 e foarte restrictiv. Că păi nu mă uite, de exemplu, cum nu s-a întâmplat mai nimic în secolul 20. Cum avea lui C.K. gluma aia că... Da mă, dar el, vine înapoi. Stai un pic, cum îl aduci? Adică l-aduci... Ca ce era el. Nu, stai un pic. Deci tu l-aduci și trebuie să-l... te folosești. Deci trebuie să iei ADN-ul și trebuie să-l crești și să știe cine a fost el de fapt. Sau îl aduci direct în forma în care a forma murit? Nu în care a murit, dar nu. Îl aduci... Îl aduci conștiință și îl pui pe un robot, pe un roboroc. Îți face cura prin casă, Hitler. Da, gen, îl aduci în... Pe un roboroc să pui... să pui o conștiință pe un roboroc. Nu știu, ceva. Asta ar fi funny.
Ar fi tare să-l aduci pe un Hitler, pe un Stalin și să nu-l lași. Știi, el să știe ce era și tu să-l folosești, nu știu. Să nu-l lasă ce ciobanul. Să nu-l lasă fie el. Exact. Stai puțin, normal că nu-l lasă fie el. Ce? Mein Hoover. Mein Hoover. Că ziceam că avea lui C.K. gluma aia de mult, de mult, de mult. Că l-ar aduce înapoi pe Hitler ca să-l violeze anal, ca să nu mai aibă încredere în el să facă ce a făcut. Că zicea că un speech, cred că acum n-ar mai merge gluma asta, cred că, acum. Zicea că dacă, cum ține el speech-urile alea plin de încredere și nu știu ce, dacă el este abuzat în fiecare zi anal de mine, nu mai are încrederea aia să se ducă la 40.000 de oameni, să, o să fie așa mai timorat, mai în banca lui. Da. Da. Nu, niciunul dintre noi nu cred că s-a gândit pe cine aducem înapoi ca să violăm anal. Da. Asta, da. Nu ne-am dus acolo, cred că asta e problema. Trebuie să specifici de la început. Așa am, dacă ai... Ceilalți știu că l-ai adus înapoi, adică să știe că tu l-ai? Foarte important. Nu, doar tu știi. Foarte important. Doar tu știi. Dacă auzi, deci dacă l-aduci pentru uz personal... atunci apare așa, orice... bunoacă pe care a murit. Deci eu vreau să zic Einstein, da? Dar pentru uz personal. Deci tot la viola, dar stai un pic pentru uz personal. Dar tu îți dai seama cum o să meargă și toate ceasurile în casă la mine și tot ce... Nu o să am nicio problemă, orice problemă am. Îți rezolvă asta. Ce nu-ți rezolvă Einstein? Literalmente, este definiția. Eu cred că din contră îl aduci pe Einstein, tu fiind atât de hyped, și el doar o să-i rupă mintea faptul că există telefon și nu o să înțeleagă și tot ce cam Einstein trebuie să explic cum intri în aplicații. Ce, ești sau, Einstein? Sau o să fie trist că n-ai adus-o și pe Varsa sau puțin să puteai. O duc eu pe Varsa, dar era urâtă ca dracu. Trebuie să stăm noi de vorbă să aducem un cuplu. Da, cam asta e singura chestie, să aduci cineva care a contribuit la omenire cu niște idei, cu niște chestii și vai, a fost luat dintre noi și n-a mai apucat să Jimi mai Hendrix. Să ducă, da, exact. Jimi Hendrix. Făcea o altă, un alt fel de muzică. era doar trist, acum era doar un Jimi Hendrix bătrân și beat. Foarte supărat. Beligerant. Mai am și era tare dacă muream când aveam 27. Era șmecher. Bă, înainte să vin la spectacole total fără nicio legătură, eram curios dacă pățiți asta. Mi-a scris un amic, mi-a scris că bă, aș vrea și eu să vin la spectacole așa, seara asta, așa, dacă mai sunt locuri. Și am zis, bă, așa, nu mai sunt, că e prea din scurt. Și el mi-a zis, da, mă, dar nu poți să vorbești și tu un pic? Și cumva i-am zis, bă, nu pot, că dacă nu mai sunt locuri, nu mai sunt locuri, că n-am unde să te țin. Hai mă, că așa dacă puneți voi o vorbă bună. Și era, man, nu sunt scaune, n-au unde să te țină. Și cumva, mi se pare că s-a supărat pe mine. Că pare că n-am vrut să-i pățiți. N-ai vrut, că mai erau locuri. La asta? La asta sau la urmă? Nu m-am glumit, speram doar că ascultă prietenul tău. Fucking, și mi-ai distrus viața. Nu, dar serios, știi? Și eram, coaie, chiar nu pot să te ajut. Aș vrea, dar nu merge. Ha? Pățiți? Da. Păi, Sorin rezolvă mai ușor. Sorin sună și zice... Vreau două locuri și pe aia închide telefonul. Să audă că nu se poate. Da. A, deci aici greșeam. Asta e, da. Nu trebuie să întrebi, trebuie să zici. A, deci data viitoare? Ok, gata. E de aia nu mai răspunde la telefon. E pe sală, acum sparge peretele din spate. Mai două locuri. Dar doar pentru două scaune. Doar pentru scaune, faci un niș acolo. E complicat să înțelegi că la stand-up nu e la un concert sau așa, mai găsești două locuri. E ca la teatru. Nu, da. Și la teatru, așa, locurile sunt numărate. Dar la stand-up tot pare mai caterincă. Și de când aveam telefonul de rezervări, mă nebuneau oamenii la modul ăla, dar chiar așa, hai că aducem noi scaune de acasă, adică cu insistări în alea care la un moment dat mă terminau. Dar eu aș vrea să fac asta. Când mai zice, să zic că aducem noi scaune de acasă. Ok, atunci avem două locuri, aduceți voi doi scaune. Deci eu vă trec aici cu 6 plus 2 scaune. Eu aș fi vrut să văd asta, intrând oameni cu scaune. Ar veni cu delea de pescar și Tom ar fi făcut atac cerebral. N-ar veni cu scaune, v-ați pierdut mințile, n-ar veni nimeni cu scaune. Deci eu aș vrea să fac asta. Eu m-am dus cu scaune. Să vedem, era funny. Da, dar nu veneau cu scaune. Da, dacă ar veni nimeni. Dacă veneau, era funny. Da, dar nu veneau, l-au și ei tot în glumă. Ba da, mă, că și lor li s-ar fi părut o chestie crazy. Și după podcastul ăsta, cu siguranță, următorul weekend. Niciodată n-aș veni cu scaune dacă îmi zicea cineva la telefon să vin cu scaune. Dar nu, mă, tu ziceai. Ziceau. Nu zicea cineva, tu zici. Doar nu ziceam eu, ok. Da, mă, dar eu dacă ziceam, o ziceam la Caterinca, în sensul de, hai, bă, vin eu dacă chiar așa tu e. N-ai fi zis-o by default. Ai fi înțeles că nu-s locuri. Oamenii care insistă până în punctul ăla, chiar cred că sunt genul de oameni care ar veni cu scaune. Și știi de ce, Toma? Că merg la biserică aia. Eu aș veni cu scaune.
Nici tu n-ai venit cu scaun. Ba da, Sorin n-ar veni cu scaun. Eu n-aș veni. Dacă... Nici măcar cu scaun, ar veni cu mașina și ar scoate banchetele sau ceva. Mai comod. Cred că ar sta în picioare. Aș veni și ar sta în picioare. Asta ar face și ar veni și ar sta în picioare. Păi dar nu îl... ce îi lasă? Nu îi lasă. E lăsat? Nu să stea în picioare. Nu s-a întâmplat niciodată situația asta și nici o să se întâmple niciodată. Nu există să vină să le zicem că nu avem locuri și ei să vină să fie pe listă. Dacă nu sunt pe listă, nu intră. Și okay. Nu sunt pe listă dacă nu avem locuri să fie pe listă. N-ai cum. Nu, păi nu dați-mi minte că la 99 se mai întâmpla să vină din trecere și hai mă că mă bag și eu aici, fără rezervare. Asta e tot club, nu? De comedie. Am, parcă... nu știu, am auzit. Era pe vremuri. Era pe vremuri, mă, nu mai e. Hai să, încă o chestie, la asta cu robotul, eu cred că voi ați vorbit doar de... Roborob și trebuie de, să băgăm alt nu, nu, de, să de, nu, de ținut creierul într-un ala. Mi se pare foarte mișto că poți să-ți costumizezi în sfârșit caracterul, că într-adevăr corpul e foarte plictisor. Din, dacă ai avea păi nu e mă, cum să fie, că bă, tatuaje. Hmm? Ce? Ce, ce? General, dacă el a văzut-o pe Mădălina Ghenea, cum să fie plictisor? Numește mă, chestia aia. Dacă te-ai putea în fiecare zi să schimbi, să spui alt branț bionic, să vii astăzi cu un braț bionic. Da, dar va avea toată lumea. Ai face asta. Fi... Da, gândește la glumele alea. Da, ce ai făcut? Ce ai făcut cu brațul? La unde ți-l ai pui? Poți să-ți pui... poți să-ți faci tatuaje, îți pui țâțe, îți pui coarne, îți scoți din dinți, pui dinți, tai limba în două. Dar astea se fac. Păi aia îți spun. Sunt atâtea chestii care poți să le faci cu corpul tău. Dar nu te-ar mai durea. Mai știți, știți pe aia care au o boală mentală de nu mai poate să trăiască cu mâna, nu știu care, și te să o amputeze? Există așa. Da, e o boală. E o boală mentală de care se îmbolnăvesc unii oameni și li se pare că corpul lor e în plus ceva. Jesus. Și nu mai poate să doarmă cu mâna aia, deci li se fixează, okay, nu mai poate să doarmă cu o mână, cu un picior, cu ceva. Și li se pune pata pe picior și nu mai au depresie, nu mai poate să trăiască, nu mai poate să nu știe. Și după aia sunt la doctor chirurgical, le taie brațul și după aia le ăsta și după aia trăiesc și super happy după aia. What the fuck? Da, da, da. That's weird. Și ce se întâmplă cu piciorul ăla, de exemplu? Mi se pare că ar trebui să-l... Îl duce la incinerator. Și, da, și îl dă pe post de bunica lui altul. Pe care o duc la morgă ca să o taie studenții de la medicină. Că sunt oameni curioși cum ce gust are carnea de om, de ce? Exemplu. Sunt? Vrei să le zici? Nu. No. Sunt. Cum ai introdus cum ai chestia asta? De unde? De nicăieri. Da. De nicăieri. E așa că ai zis că mai sunt. Așa părea mușchiuleț de om. Veniți mâine la mine la un omoplat. Aripioare. Dar cum a pus și întrebarea. Aripioare de vecin. Cum așa zis, dar ce se întâmplă cu piciorul la boala aia? Da, era, da. Doar nu-l arunci așa de nicăieri. Când poți să faci o figură bună. Păi, noi n-aruncăm șoriciu de porc. Și arunci un picior de om. Sunt copii în Africa care n-au ce mânca. În Africa dacă ești până triburile aia, te mai mănâncă ea, cred că Păi și stai mă, și tu ai voie să mergi la doctor să-ți amputezi orice? Adică doar așa că vrei tu? Dacă clinic se stabilește că tu ești depresiv din cauza că tu crezi că ai un... Dar tu n-ai voie, nu fără să fii clinic. Adică nu pot să mă duc la un chirurg să zic că efectiv nu mai vreau. Se pare stupid. E total stupid să te duci la ei, doamne, taie în piciorul. Și ea zică, ok, bine, dar în același nu pot să facă avort. Nu, no, el dacă stai piciorul, deci dacă stai, dacă, wow, dacă vrei să-ți facă... Nu? Da, 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 nu. Nu, sunt atâția oameni care vor să mănânce un fetus. Aoleu. Dar... Și la desert o placentă. Asta, da, asta am văzut. Știi că ai zis tu la un moment dat că era prăjitură de placentă? Tom Cruise. Tom Cruise, da, parcă. Dar sunt oameni de la Hollywood. John Travolta. Placenta. John Travolta. Păi dar sunt amândoi sunt în asta, în Scientologie, care are ideea de și mamele placenta. Da, deci așa și își mănâncă Scientologie, începe de acolo. Nu stai unghiile, își mănâncă unghiile. Își mănâncă unghiile ca să glumesc. Ah, ok. Dar pare, păi după pare dubăl așa. Presivii care își taie mâini. Dar e ciudat că dacă tu deci ai o mână în plus, se pare că e în plus și o tai. Da. Și după aia ești happy. Da. Deși tu nu mai ai o mână. Da. Adică nu, mai, nu ești trist că n-ai o mână. Nu, asta nu, nu, că zic că îi se repară în cap treaba. Acum sunt complet. Da, da, da. Dacă... Păi asta dacă... e... Că... Complet ca un medic. Incredibil. Ați văzut ultimele două melodii care au făcut furori pe internet, mai exact... Nu.
Shakira și... Da. Nu. Mă și Miley Cyrus. Nu, că e, da, 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 da. Nu, nu știu. Prezinți tu situația oamenilor? Le prezint. Nu. Deci sunt două scandaluri foarte mari. Primul scandal e cu Shakira. Așa. Care l-a prins pe Piqué, pe bărbatul cu o înșeală. Da. Și a făcut o melodie în care i-a dat dis. L-a prins, o mică paranteză, în sensul că omul, fiind printre cei mai cunoscuți oameni din lume, se lingea cu una într-un club în Barcelona. În Barcelona, și o aducea acasă pentru care a jucat. Și o aducea acasă și aia mânca gemul. Asta e, acasă. Asta m-a șocat și mai tare. Gemul? Deci Shakira s-a prins că, aparent, s-a prins că ăsta o înșeală, că ea avea ceva, un gem care îi plăcea ei foarte mult în frigider. Și știa că nu mănâncă decât ea, că Piqué n-avea voie cu dieta de fotbalist, copiii nu mâncau gemul ăla și ea când se întorcea din turneea aparent, găsea gemul mâncat. Și de aici s-a prins că aparent vine o altă concubină a bărbatului care mănâncă, care și aia. Fii sigur că nu mânca aia întâmplător. Da. Aia e cum lași o clamă. Crezi că a fost power move, a fost la modul da. Mănânc gemul lui Shakira ca să... Ca să observe. Ca să observe. Jesus Christ, homebreaker, ce căcioasă. Nu cred, mă, că te gândești la gem că o să observe. Eu nu cred că... Ai mai că pui un fir de păr pe aici. Păi arunci, poate le-a făcut și pe alealte. Da. Nu știu, arunci o pereche de kilo supat, ceva, da, faci păi o stai, mă, da, treabă da, de-asta. Poate a fost la modul, a, dar ce gem e ăsta în frigider? A, e alu nevastă mea, nu, stai, n-ai treabă. N-am vorbit în viața mea cu femei despre gem. Păi nu, a văzut de... o oportunitate. A, ok, și... Și acum așa tine a fost fotbalista... Da, eu am făcut fotbal, vezi? Da, adevărat. Tot e. Și așa că a făcut o piesă în care a dat dis lui Piqué, în care povestește toate lucrurile dar astea. Dar ăsta este acest săracu. Băiat. Acest băiat. Da. Este dar știi, soțul copiilor. Soțul copiilor nu. Adică, e, scuze, nu. E tatăl copiilor. Tatăl copiilor, da. Și soțul ei, deci nu să... Nu știu dacă erau căsătoriți, dar... Ah, ok, ok. Dar oricum, tata copiilor. Mm-hmm. E ma, da, tata aveau o relație destul de lungă, adică da. A fost, ei au fost foarte power couple, power couple da. La un nivel mai mult. În păcat, dar lungă. Cum? Trăiau în păcat, dar lungă. Da. Exact. În da. Concubinaj. Și ea îi zice în piesă, îi spune că ai schimbat un Rolex pe un Casio și că ai schimbat un Lamborghini? Un Ferrari pe... Un Ferrari pe un Twingo. Sandero. Da. Și Piqué și-a cumpărat, a făcut un parteneriat cu Casio, după da. Ce a făcut asta versurile astea și a anunțat mare parteneriat cu Casio. Adică Piqué a bubuit după melodia aia, incredibil. Da, da, Casio ce că a scăzut foarte mult în acțiuni pentru că s-a parteneriat cu ăsta care i-a înșelat, nu știu ce, și și-a cumpărat prost un Twingo. Prost să fii să ții Casio acum. Da. Da. Da, chiar. Eu... Stai așa să... 706. Și a venit la antrenament cu un Timex. Mamă, ce naș, mă. Ce? Dai seama, tu pierzi bani pentru că Shakira, pentru că Piqué a înșelat-o pe Shakira? Eu adică, pierd bani? Efectiv, da, că ți-ai luat Casio. Nu că a înșelat-o, că amanta lui Piqué a mâncat gemul lui Shakira. Ficioasă, a poftit. Că putea să înșele fără să se afle. Da, dar vrei să-ți spun ce este damaging pentru Casio? Să considere, să considere ea din vârful... regatul ei că Casio este un brand nașpa. A fost șmecher, a fost șmecher, a dat un tweet Casio. A, așa a fost bun. În care da. Casio zicea da, că e pe bune? Da. În care Casio zicea că ok, nu ne comparăm noi cu Rolex, dar măcar bateriile ceasurilor noastre țin mai mult decât relația voastră. Da, da, da. De genul. Paca, haca, waka, haca. Dar vezi că și-a luat, eu am zis atunci. This time for Africa. Eu când am văzut piesa asta, acum nu știu, vă întreb, dar prima chestie pe care am zis-o a fost, imaginați-vă dacă ar fi fost invers. Să fi fost un cântăreț cu nevasta super faimoasă, aia să-l înșele și el să vină să facă un dis la modul cum a făcut Shakira. Cred că și-a luat numai hate. Shakira a luat și hate. Da, nu știi să pierzi, dă-te în gâtul, mătii, da. Te treci peste. Shakira a luat și hate, dar în general pe TikTok și pe astea se fac dansuri pe piesă. Bravo Shakira, ești super șmecheră, știi? Na, nu știu cum e corect. Dar de cât timp erau ăștia împreună? Că sunt curios cât țin bateriile la Casio. Îți vreo 12 ani. Mulți ani. Mulți ani, foarte mulți ani. Da? Și al doilea scandal este cu Miley Cyrus. Așa. Care a fost căsătorită cu Liam Hemsworth, care e frasul lui, nu? Lui Chris Hemsworth. Frasul lui Thor. Frasul lui Thor. Așa. Așa. Și ăsta, și ei au divorțat și acum a făcut o piesă în care tot așa îi dă un fel de dis. Așa. Și a filmat piesa în vila în care ăsta a înșelat-o cu 14 femei. Asta așa. Este extraordinar că a avut, în același timp? Asta a fost mai finuță. A fost doar așa. Mie mai mi se pare cinematic. Că e de iertat. Adică dacă noi doi avem o relație și eu te înșel cu 14 femei în același timp, poți să înțelegi da, în da, 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 I mean, da. E... Nu știu dacă în același timp da. nu zice. Adică da, da, da. Come on, noi, ce te-am înșelat? A, vreau să văd și eu cum e. Cu 14? Adică mi se pare că nu e nicio implicare emoțională acolo. Dacă tu faci sex cu 14 femei în același timp,
nu e nimic, e mai mult de, de în fan, același mai timp, stai, deci a fost o orgie. Nu cred, nu cred. Nu, cred okay. Că au fost de 14 ori. Au repetate în rând. Două reprize de câte 7. Dar ei de unde știu? dar voi de unde știți toate? Ea de unde știți toate informațiile astea? Nu știu, sau... Na. A recunoscut ăsta, a zis, da mă, no. De 14 ori. Nu, eu știu, bare, detectiv. Dacă te prinde cu una, atunci o să zici, dar stai că n-a fost una, a fost 14, nu o să te prești la una. Dacă tot te-a prins. Iar s-o mai finesă aia, a închiria vila aia, ea nu știe nimic despre vila aia. Doar nu, ea nu spune nimic, e doar adică speculat. Și la orice, e îmbrăcată la un dat în costumul în care au fost la nuntă împreună sau ceva. Și e îmbrăcată. Și atunci de unde a apărut, de unde știm noi că vila aia, ce-i cu vila aia? Cine a zis? Internet. Nici la Eminescu nu știe exact. Scrie în descriere pe YouTube, intri, director, scenograf, toate astea și după aia vila este locație. Unde as seen in... Stai mă că nu e doar asta. Deci e asta, după aia era s-a îmbrăcat în diferite caturi ca niște femei cu care se presupune că ar fi înșelat-o, printre care și Jennifer Lawrence. Da. Așa, după aia oh my god, ce bârfă de da, în față de Shop and Go. Efectiv așa am ajuns. Bă, cele mai virale, cele mai virale chestii ale momentului. O să scriem în titlu Shakira și Miley Cyrus. Voi vedeți asta ce înapoi suntem ca rasă. Dacă cele mai de actualitate chestii ale momentului. Ca specie. Da, ca specie. Nu, că, cele mai... că negrii nu fac de astea. O diferență fină, dar importantă. Bă, eu mă concentram să adun în cap ce chestii mai importante nu sunt. Nu te-am întrerupt, te-am ajutat. Așa. Adică în tot climatul ăsta mondial, asta e să fâlfie la oameni. Cu cine care s-au mai futut până de nu ne interesează pe noi. Noi nu o să avem niciodată... Frate. Păi da, eu cred că e viral pentru că e vorba de vârsta la care, cum să zic, targetul acum pentru TikTok și așa e sub noi cu mult, sunt copii. Și acolo explodează la ăștia și ăștia sunt cei mai mulți pe TikTok. Explodează că nu i-au luat la armată, mă. Că dacă l-a luat la armată, explodă altceva. Ce? Păi da. Despre ce vorbim? Să facă una în jumate la Parașutul și la Târgoviște, să vedem după aia cine mai ascultă așa. Ce vorbești? Ce vorbești? Challenge. La Vânător de Munte, să vezi cum e acolo. Păi da. Ce vorbești? Facă aia om din tine. Aoleu. Păi da. Dacă Piqué facea armata, nu mai înșela pe Shakira. Nu-i mai interesează. Nu mai avea nicio treabă. Deci da. Li se restrânge area de curiozitate la cazarma lor, la unitatea lor. Cine pe cine fute acolo, nu lasă. Cine fute acolo la... În fine. Dar vezi că da. TikTok-ul acum are mai mulți utilizatori ca YouTube-ul și de la fel chestia asta cu copiii, ci că nu e chiar așa. Că nu mai e. TikTok-ul are mai mulți utilizatori ca YouTube-ul când? Că am înțeles că i-or debranșat. India nu mai, deci în India nu mai au voie să aibă TikTok. În, se specula că și în Europa, cică. În, serios? Dar de ce? Statele Unite nu mai au voie să... în Statele Unite nu mai e voie cu TikTok, adică interzis toată treaba pentru că e chinezesc? Da, pentru că americanii zic și au demonstrat și bănuiesc că pe același motiv și indienii care sunt piață foarte mare nu lasă chestia asta pentru că ăștia prin TikTok, prin aplicație culeg date biometrice, parole, o grămadă de chestii și în acordul pe care tu îl dai când dai la aplicație ești de acord să culeagă informații din GPS, deci absolut tot, chinezii știu tot ce se întâmplă în lume prin aplicația. Și crezi tu că... Asta, în primul rând am parola în română, nu înțeleg chinezii nimica. E ca și cum tu îmi spargi mie parola, dar găsești caracterul. Dar nu e vorba de chestia asta. Stai mă, bă, am găsit știrea. În US e pentru prima dată, adică da, e ceva unprecedented, că au luat bani că n-ai voie să folosești TikTok-ul pe telefoanele guvernamentale. Da, dar pe acest motiv. Păi da, dar pe telefoanele, adică nu tot în tot US-ul. Nu, era vorba să le restrângă piața cu totul. Deci eu când am citit un articol, zicea că vor să interzică tot. Ia vezi în India dacă e valabil. În India, da. În India. Exact, pe același motiv. Păi da, și crezi că problema... Facebook nu face la fel? De exemplu, ce? Facebook crezi că nu adună date și... Ba da, dar prefer să se uite americanii la ce am eu un telefon sau dacă se întâmplă ceva decât să se uite chinezii. De ce? A, nu știu, mi se pare că am văzut multe filme. Păi de aia, de la Jean-Claude Van Damme. Nu, este pentru că în China este... Adică noi venim din comunism, eu am trăit în comunism. Eu înțeleg puțin despre cum e în China, un pic. Dar puțin pot să înțeleg despre cum e comunismul, da?
nu știu cum e în China, dar eu nu mai vreau bucata aia de să eu mi-aduc aminte, taică-meu asculta la radio cu perna pusă pe difuzor și cu capul pus lângă radio să nu audă vecinii că noi ascultăm Europa, Europa Liberă. Europa Liberă. Când veneau când veneau la noi oameni acasă, primul lucru pe care îl făcea tata când ștergea praful, se ducea la radio și învârtea de roata aia ca să nu fie pus pe Europa Liberă. Deci nu vă puteți imagina ce spaimă și ce teroare era. Și chestia asta, eu sunt absolut convins că în China se trăiește așa, însă oamenii ia, dacă îți vezi de treaba ta, că și pe la lui Ceaușescu, dacă ziceai că președintele este wow și așa, n-aveai nicio treabă. Și că n-aveai voie să ai păreri, toate părerile erau ale partidului și așa. Eu nu răstăresc asta. Măcar în America, căcat. Știu despre tine chestii, dacă vor să te manipulezi, dacă devii persoana de interes, cum au fost foarte multe persoane de interes în lume, te iau, îți prezint o variantă A în care îi ajut să facă chestii, care așa și îți dau o grămadă de bani, B, o faci, dar nu primești bani. E singura, n-au cum să nu te convingă să faci ceva. Deci, aia spun, nu-i... Adică în China poți să ajungi, în China, dacă tu zici despre China și ai pe telefon TikTok, s-ar putea să preia chestia asta și chinezii știu, ești target. Deci îți răzbunător, man. Deci îți la mână. Vezi că eu am TikTok și tu tocmai ai spus chestia asta. Și te-a auzit? Te-a auzit. Deci și Xi Jinping acum e... Oh, Sorin Părclăb! Fani, ai umor, am râs, dar că, man... Man, nu este despre acum. Nu este despre acum. E despre când o să stăpânească este chinezii planeta. Este despre când o să vină chinezii și o să aibă puterea să zică ceva în Europa. O și să aibă asta? You never know. Depinde. Păi acum sunt foarte puternic. Ce viitor, nu știi ce viitor să luptă. Ăștia zic, am auzit un american care zicea că China, oricât de puternic ar încerca să pară, nu e chiar atât de puternic, că depinde foarte mult de Statele Unite, din foarte multe puncte de vedere. Nu stau acum să le enumere. Asta a zis și un american. Da. Again, nu știe nimeni. Păi n-ai cum să mai știi oricum. Dar doresc supremație, adică luptă în direcția asta. Așa că, într-un viitor, dacă o să vorbim toți chinezi, o să fie foarte grav pentru oamenii care au avut păreri. De genul ăsta. Da. Yeah. Eu nu știu, China pare mișto. Îmi place cultură bună, dragon. Eu oricum sunt Ianu șobolanului, eu oricum sunt Zodia șobolan. Nu, și tu mergi sunt acolo. Și tu mergi la dragon, nu știu, cumperi chestii, nu? Da, bravo. Da, și mâncarea chineză. Telefonul meu e din Nike. Telefonul meu e din China, adică eu cumpăr chestii care sunt făcute în China. Dar uite, apropo de ce vorbeam noi mai devreme de fake-uri și cei tu de Rolex-uri, am niște prieteni care chiar au fost în China și mi-au zis că acolo la mall, te duci la mall, de exemplu, și ai la un etaj. Da, ai la un etaj, exact. Ai un etaj în care ții iPhone, Rolex, Gucci și Versace originale și de mai sus mai urci un etaj și salea care nu sunt originale. Și zicea că nu vezi diferența între, nu știi care e care. Asta, de ce să te mai duci la astea originale? Că nu știi, adică mi se pare că dacă ai fix lângă fake-ul, da, poate l-au dat prin perete, l-au dat prin ușă. Asta și mie un training. Asta spunea și tipul ăsta, că zicea că nu mai am încredere să mă duc să dau banii pe ceva care e scump. Ia, nu uite, un Rolex cum în China. În China, că habar n-am dacă chiar e. Sau e de la băieții de lângă care ori le fac, ori le primesc. Ia mă, mai ne-au rămas 20. Ia, dar eu cred că, nu cred că așa le fac. Cred că toate firmele astea care produc chestii au matrițe. Și atunci matrițele alea au o durată de viață fixă. Să zic, nu știu, trebuie să bată de 10.000 de ori. Da. Deja după 10.000 de ori, roata pe care o bate e un pic mai mare, apare o batere în ceas. Aruncă matrițele alea, ăștia le cum ar fi, le casează. Și le ia unul care are acasă, el face, ia material și face la casă Rolex cu matrițele de fabrică care nu sunt casate, bănuiesc. Eu așa aș face. Încă o idee de miliarde de dolari. Ce vorbești? Aici se fac business-uri, bă. Ce vorbești? La asta cu India, cu China, pardon, e un documentar despre sneakers și scumpi, la modul de Yeezy-uri și whatever. Da. Pe faptul că oamenii ajung să replicheze atât de bine, pentru că sunt foarte multe fabrici acolo, foarte mulți oameni pleacă de acolo ca după să lucreze și fac practic ei banii, exact, cu know-how. Doar că chestia e că, din nou, totuși, dacă faci niște fake-uri atât de apropiate, hai să zicem că niște easy-uri sunt 15 milioane, tot pe la 11 milioane le scoți. Adică tot nu prea scoți la modul ăla de 200 de lei și uite frate, sunt exact ca ba, aia, nu mai merită. Ba da. Păi nu, gândește, uite, cel puțin la sneakers, dacă vorbim despre sneakers, sunt gen, uite, Nike îi scot la preț de retail, care sunt $170, să zicem.
Dar după aia tu nu o să dai niciodată $170, că nu o să prinzi Adidas aia la prețul ăsta. O să-i cumperi de undeva de pe net, la un preț de resell și dai $500 pe el. Dar fake-ul poți să-l scoți la $150, unde tot este o diferență enormă de 300-400 okay. Păi, de dolari. Tu vorbești de Nike care, de exemplu, modelul... Uite, modelul ăsta. Păi da, astea pentru că sunt foarte căutate, dar, de exemplu, un Gucci, alea nu duc lipsă, există, știi? Mm. Adică nu e la modul ca la Nike că, bă, nu mai găsești la prețul lor. Nu, există la prețul ăla și atunci, la Nike, da, ăsta o să ajungă, mă rog, să coste genul ăsta de Air Force One, nu știu câte sute de euro. Eu am găsit ăștia de la Nike și îmi cumpăr de ăștia, numai de ăștia, în continuu. Cât dai pe ei? 800? E, rahat. 200-300 de lei. Aia de dași de skater. Pare că... Da, de skater. Da, exact. Skateboard. Da. Nice. Păi mă știi. Toată ziua în fellow kids. Exact, toată ziua în parc. Ai cască din aia mare, bănuiesc. Nu mi-ai văzut casca arată soldat german. Mm. Casca mea de... Unde că-s curios? Hai să faci o poză. Am o poză. Hai, dă să văd. Eu am o poză cu o cască. Când plec cu bicicleta, mă întreabă Joe dacă mă duc să invadez Polonia. Scuze. Hai că vă arăt și eu o cască. Te-am dat peste braț. Nu, n-am simțit. Aș fi vrut să... Tu ce poze ai, Mirica, până caută băieții ăștia? Poze cu ce? Cu mine? Pula, da, hai să-ți arăt. Bă, deci înțelegi ce ziceam? Da. Mi se pare că e foarte mare cerere la genul ăsta de Nike și de asta crește prețul și poți să cumperi un fake 150 de euro, ei costă 500. What? Iartă-mă că te-am zice aici ceva? A, n-am chiar așa. N-am așa. Nu așa, dar aproape. A, ce cască bună. E mult mai amuzant ce mi-a arătat Mirica. Dar ce? Acum arată și... Și probabil ați v-am mai arătat. Stai mă că nu merge, că nu putem pune un podcast. Normal că nu pune. Eu asta nu. Eu să vei cu. Ai ce rotă. Nu găsesc eu, dar o să o găsesc și vorat. Dar acum trebuie să le zicem oamenilor că toată lumea... Nu trebuie să spui nimic. E mai bine. Hai să lăsăm misterul. Aoleu. Și nu ai, dacă cum ar fi să ai boala aia de care ștea Sorin și să ai o problemă cu... Cu, da, cu penisul, e la modul, da, trebuie neapărat să-l tai, domn doctor. Și să-l mănânci și... Na. De. Ce? Ai? I-am dat search. Pe helmet îți dă. Da, am găsit pe helmet. Helmet nu e o farmacie. Să vezi și eu. Dom'le. Arată exact cum te-ai aștepta, programator care s-a apucat de sport. Excelent. Bă, da, dar și fața face da. Toți banii. Trimit meu somn. Mai am, cred că mai am una, două. Dăm să caut. Da, îți trimit. Funny. Asta e cea mai embarrassing poză din telefon pe care o ai? Nu, no, dar asta este următorul thumbnail. Păi care este cea mai embarrassing? Sau nu poți să ne o arăți? Uite aici, dintr-o parte se vede mai bine, seamănă mai mult a... Vezi? E cea mai embarrassing, nu știu, da. Varșovia acum. Zi, Mitran, mai zine subiectul de vorbit. Trimite-ne, la podcastul tău. Trimite-mi și mie. E podcastul meu, e podcastul vostru. Da, apropo de ce vorbeam mai devreme de TikTok, am văzut o știre că și în Europa încearcă ăștia marea cu sarea. Deși nu cred că cred că e foarte greu să interzici în Europa. Ce? La, la TikTok? Da. Cum să fie greu? Păi nu există niciun precedent. Ce s-a interzis vreodată în halul ăsta? Poți să interzică. Cum poți să, da, interzici? Ai, mamă, de acum, na. Oricum găsești workaround-uri. Acum trebuie să-mi bag VPN ca să văd dansuri din buric care se termină brusc. A, cu TikTok? Asta e TikTok-ul. Eu mi-am băgat TikTok, am zis hai să văd ce e TikTok-ul și am intrat o oră pe TikTok și sunt niște fete care dansează la cameră, dar nu se întâmplă nimic, asta, apoi se oprește păi brusc. Nu e, asta e, what the fuck is asta, that about? Asta, că încă nu este... Da, știu că zice, sunt niște băieți care fac niște chestii foarte mișto. E unul care face cu lemn, nu știu ce. Chiar sunt multe mișto, mă, dar la tine a dat pentru că te vede probabil din ce ai tu în general căutat în telefon și de-aia îți dau asta. Ce am căutat? Pici de bune proaste care nu fac nimic? Da. Sincer, da. Nu mai, TikTok are un algoritm și în funcție de tu când intri pe el, în funcție de ce urmărești, cât urmărești. Păi da, și la ce dai like, dar că nu poate înțeleg, asta zic că eu, deci mai întâi e de testing, cred că da.
Păi da, mă, dar mă și deranjează că eu mă uit la clipul ăla că am impresia că o să ajungă la o concluzie și videoclipul ăla se oprește la jumate, nu s-a întâmplat nimic acolo. TikTok. Dar TikTok-ul a înregistrat, a, băiatul ăsta s-a uitat, deci înseamnă că îi place, hai să-i mai dăm căcaturi care se oprează la jumate și n-au niciun deznodământ. De-aia sunt făcute să se oprească la jumate, că n-au de ce să le facă mai lungi. E intenționat făcut ca să stai să te țină să te uiți. Da, da, sunt multe și acum vezi că ai, înainte era scurtă durată, dar acum poți să pui de 3 minute un clip. Trebuie să te ții de el ca să-l înveți. Am înțeles ca să-l înveți în sensul să înveți el dai direct să nu și să nu mai pierzi 0-4 secunde în care decid cum să mă uit la un clip sau nu. Dar tu ai TikTok. Toată lumea are așa, acolo e toată lumea. 0-4 secunde. De-aia au început așa scurt. Problema este că și oricât de mult aș educa, acum educ YouTube-ul ca să-mi dea niște referințe ok. Te uiți la un clip care ți-a plăcut la un an și după aceea ți-a arătat tot felul de căcaturi dar tu ai vrut numai ăla să-l vezi. Dar din astea două luni în care, ok, am dat click numai pe documentare, vreau ceva, vreau cultură, domne, vreau să fiu alt om în 2023, mi-am făcut patul azi dimineața. Și apoi am o zi în care mă îmbăt un pic și ascult niște manele pe YouTube și apoi ghișce. S-a dus ghișce care sunt, vreau să șterg ultimele 6 ore din memorie. Mai faci un canal, de ce nu să faci un canal? Mai faci un canal. Și eu pentru că sunt eu nebun. Da. Mișto. Treaz mirică. Nice, nice. Și apoi după 5 ani văd care sunt toate referințele. Sunt curios cum arată canalul ăla după ce m-am uitat la oameni care dau shoturi de sticle de vodka. E ca serialul ăla în Severance, în care practic exact, da. Sunt două entități, unul care e mereu doar la muncă, unul care e mereu doar acasă. Așa o să fie care mirică serial? Cu canalul ăsta. Ei, bună. Mă cheamă Sorin. Ce an este? Este în 2023. Și ce filme se mai uită oamenii în 2023? Severance. TikTok. Ce este? Severance e un SF, e bun. E foarte fain. Pe Apple TV. Pe Apple, da? Să-l cauți pe Netflix. Trebuie să-l cauți, să-l găsești. Poți să-ți faci VPN pe Moldova, pentru că la noi nu e. Sau Streamio. Cum adică la noi nu e? Adică eu dacă plătesc Apple TV, nu pot să mă uit la Zone.to sau vreo chestie de asta. Sau uTorrent. Dar Republica Moldova are. Dar de ce nu avem Apple TV? N-am întrebat. Că suntem vai de cap, nici nu suntem în Schengen. Dar nici nu avem, voi știți că noi nu avem service Apple? Da, nu, așa. Numai doar parteneri. Nici reprezentanții Apple noi. Eu eram convins că asta e. Bă, la cât cumpără românii iPhone, ar trebui să cum să fie, mă, iStyle-ul asta să fie? Că reprezentanța Apple se cheamă Apple. Da, mă, dar mă gândeam că iStyle-ul așa e brandul. Fix în România e diferit. Doar la noi e diferit decât în restul lumii. Câte ceva. Nu, se cheamă Apple. E ca la umor. Da, mă. iStyle. Am fost la Apple Store, se cheamă Store, da, nu? Da. Am fost la Apple Store în Valencia și aveam niște AirTag-uri. Și am vrut să-mi iau un breloc, să bag AirTag-ul în el, știi? Și te-am mirosit că l-ai luat de pe OLX? $45. Aia e. Îți dau AirTag-ul la 25 e ok și după... $45 a fost... nu l-am luat. Da, am fost... Pe mă, dă-te... EMAG 14 lei. Pe de altă parte, surprinzător, avea Ștefan la căști, i s-o rupt chestiile care țin alea de silicon. Sunt niște sfârcurile alea. Petițe de alea. Da. Și am crezut că da, să ducă căștile la service să îi le facă. Și eu am estimat că cei doi bureței o să fie undeva la vreo 30 și ceva de euro toată manopera, că trebuie să pună alea. A fost 5 euro. Că se pare că doar o trebuie suflat și băgat. Da, deci erau doar jegoase căștilele astea, spui? Nu, doar nu aveau bucăți. Adică erau lipsă bucăți din ele, nu erau stricate. Adică nu trebuie să le deschidă. În fine. Care mi s-a părut că la Apple Store așa 5 euro, pare că 5 euro este dacă treci pe lângă ei, rămâi fără 5 euro în telefon, că ai trecut pe lângă ei, știi? Adică pare genul ăla de... Am văzut, apropo de AirTags, un mock-up făcut, nu e oficial la Google, e făcut de unii, de niște de-astea tag-uri fix ca așa. AirTag-ul, dar cum ar veni dacă ar fi făcute de Google și se chemau G-Spot. Și era foarte mișto, că era o întreagă campanie făcută, că find the G-Spot. Da, ce tare. Că era fix cu G-ul de la Google și arată foarte cool făcut. Și foarte link să vedem și noi... Cred că îl găsesc, da. Link-ul în descriere...
poza lui Mirica în descriere, poza lui Toma, poza lui Sorin. E practic un podcast în descriere. Da, tot podcastul este în descriere, găsiți linkul meu de OnlyFans fix acolo, vă aștept cu drag. Vă pup, dragii mei! Și doar să mai zicem la oameni, pentru că oricum trebuie să încheiem podcastul, de turnee. Sunt turnee peste tot. Da. Turnee care sunt în descriere peste tot. Iar în descriere. Au oamenii de dat la click pe linkuri de doamne. Mamă. Păi și eu plec, bă, mă duc în orașele, m-am zis, mă duc, zi. Mă duc în fai de mine. Eu aparent am dezvoltat o relație cu Brăila și Galați, că eu în ultimii 2 ani am fost doar în Brăila și în Galați. Și ghici unde merg? Întrebați-mă unde merg. Unde merge Andrei la început acestui an? Bă, frate, fii atent, o să mă duc cu Natanticu și cu Raul în Brăila. Și... Dar Brăila nu e lângă... Aia zic, lângă ce Galați. Acolo? E ceva... Galați, Galați, mă, Galați. Da. Asta e, mi se pare... Mă duc și la Piatra Neamț, la Buzău, dar oricum. Mă rog, important e că Brăila și Galați... abia aștept. Ai niște date Da, 13, 14, 15, 16. Februarie. Februarie, Piatra Neamț, Brăila, Galați, Buzău. Asta, pe niște date foarte bune, sunt fix acolo în jurul Valentine. Acestui Sfântului, Sfânt Valentin, care este un sfânt ocrotitor pentru mine, cel puțin pe mine, am impresia că m-a ajutat. Mă rog în fiecare seară la Sfântul Valentin și am noroc așa în viața și în dragoste, da, nu pot să mint chestia asta. Înțeleg. Și este o dată bună, oameni buni, ieșiți din casă, duceți-vă, știți vorba aia, dacă râde pe jumătate... E pe jumătate cu dinții afară. Da, exact. Așa că duceți-vă partenerele la stand-up. De acord, ceva mărunt, că voi mergeți în Moldova. Nu, noi suntem, cred că chiar pe 14 s-ar putea să fim în Mangalia. Mangalia. Ah, mai întâi în Mangalia. Dar ce ai zis-o, ca și cum eu nu merg în Moldova? Păi am zis să zică și ei ceva. Ai dat-o Brăila, Buzău, ai dat-o pe acolo, da, acolo. Și dat-o în zone limitrofe. Fac parte din zona metropolitană a Moldovei. Brăila, Buzău și Moldova. Dar fix pe 14 noi suntem la Casa de Cultură din Mangalia. Pe 14 februarie, mm-hmm, de Valentine's Day. Și avem, da, așa. Dar sună-l pe Șorea. Bine, 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 bine. Zici? Ce? Nu zici orele? Știi cum ai făcut, Sorin? Nu. Ai făcut exact ca TikTok-ul lui Mirica. Exact, da. Da, da. Da, deci așteptam, avem... Pe 14 suntem la Mangalia, după care că am rămas absolut... 14 februarie. 14 februarie suntem la Mangalia, după care, okay, în martie... Suntem pe 6-7 martie, suntem la Sibiu pe data de 6 martie, pe data de 7 martie la Deva și la Severin pe 8. Nu o să fie la Severin pe 8. Nu o să fie la Severin pe 8? Și la Târgu Jiu pe 9. Da, nu. Sunt alte date. Da, se schimbă o leacă. Se schimbă față de ce în calendar. Da, da, da. Și apoi 20, 21, 22, 23 aveți două zile de Iași, Suceava, Botoșani și să tot fie. Ce? În Italia, mergi în Italia. Ah, în Italia, o să mergem în Italia să facem show. Tu vii în Italia? Nu știu, n-am discutat încă nimica. Păi tot filier străinătate. Ei, atunci da, am discutat. Da, Italia. Da, știți ceva? Discutați acum live. Da, bun. Câți bani? Pe cât? Du-te un pic, du-te un pic. Mulțumim mult, hai să lăsăm aici. Să aveți o săptămână frumoasă.